Sunt informații noi de la Curtea de Apel Cluj, scrie site-ul de știri vasiledale.ro, aceasta după ce edilul Cătălin Cherecheș nu s-a prezentat în fața judecătorilor pentru a fi audiat, deși avocații lui ceruseră acest lucru. Externat din Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare la ora 12:45 de minute, edilul nu a fost prezent la Curtea de Apel Cluj, unde ședința a început la ora 13. Avocații săi au cerut recuzarea completului, iar ședința a fost suspendată pentru deliberări. Judecătorii au decis respingerea cererii ca neîntemeiată. Mai mult, aceștia au decis aplicarea unei amenzi de 5.000 de lei pentru Cătălin Cherecheș, pentru că nu s-a prezentat la audieri, mai scrie vasiledale.ro. Amenda judiciară poate fi contestată în următoarele 10 zile. Noul termen stabilit în acest caz este 29 septembrie 2023.